ați început fotbalul, a știut de la început că vreți să fii portar? Fotbalul am început la Clubul Sportiv Școlar Arii Pitești, sub îndrumarea profesorului Nicolae Vameșu. Da, de la început am vrut să fiu portar, chiar dacă în curtea școlii sau în fața blocului niciodată nu jucam portar, tot timpul jucam atacant. La un meci pe care l-am avut la juniori, m-a văzut domnul profesor Vasile Stan, antrenat la FC Argeș atunci, și a întrebat cine este copilul din poartă. Păi e un copil, e venit de vreun an de zile, e bunicel, dar nu prea are înălțime, nu cred că are șanse să ajungă mare. Și atunci a întrebat domn profesor Vasile Stan, a întrebat cine e tatălui, unde lucrează. Păi e mecanic auto. S-a dus la căutat și a zis, vă rog frumos, aduceți-l la FC Argeș că eu îl fac portar. Dar toată lumea spunea, e într-adevăr, e un copil bun, dar niciodată nu va ajunge portar, că e scund, că nu crește, că e slab. Eram foarte slab când eram mic. Și credeți? Întotdeauna am crezut și visul meu a fost și tot timpul mă gândeam că nu am cum să nu ajung. Indiferent de greutățile pe care le-am avut, că viața mea și cariera mea a fost o cursă continuă cu obstacole, cu accidentări, cu probleme, cu probleme de sănătate ale părinților, dar tot timpul am crezut și eu și Neasile, pentru că așa îi spunem noi. După fiecare accidentare pe care am avut-o, stătea cu mine, mă încuraja, lasă că o să-ți revii, că o să fie bine, că o să vezi, că o să ajungi în prima ligă, că o să joci și în echipa națională. Efectiv, în fiecare zi îmi spune asta. Au fost multe probleme de-a lungul carierei mele, dar au fost și satisfacții enorme. Chiar de la juniori aveam o echipă foarte bună, o echipă unde antrenor l-am avut pe Mihai Anovski, unul dintre cei mai buni antrenori de copii și juniori din țară. Aveam o echipă bună, o echipă cu jucători pe care îi cunoaștem cu toții, Adrian Mutu, Adrian Neaga. Domnul profesor Mihai Anovski, și țin minte, mi-a rămas așa întipărit în minte un lucru pe care ni-l spunea, că el vrea să crească oamenii, în primul rând, nu fotbaliști din noi. Și ne spunea tot timpul că viața la seniori e ca o junglă. Am ajuns la echipa mare, la FC Argeș, am debutat în echipa mare. Am avut o accidentare atunci în care am stat un an de zile. Un an de zile nu am făcut nici măcar un pas de alergare. Am avut o fisură pe rinichi. Mi-am revenit după fisura pe rinichi pe care am avut-o și după 6 luni de zile am făcut dublă fractură la șold. Iarăși o lungă perioadă de inactivitate. Dar tot timpul am crezut că îmi voi reveni și că voi ajunge acolo unde visam eu. Iar visul pe care îl aveam din copilărie, de când mă știu eu, era să... Eu consideram că realizarea pe plan profesional e să-ți cumperi un apartament. Asta visam eu de când eram copil. Să-mi pot cumpăra din banii câștigați din fotbal, să-mi pot cumpăra un apartament. Primul lucru pe care l-am făcut atunci când am câștigat bani, mi-am cumpărat o garsonieră, că era mai ieftină, o garsonieră la parter. Al doilea lucru pe care l-am făcut după ce mi-am cumpărat garsoniera a fost să îi fac o casă bunicii mele, care ne-a crescut și pe mine și pe sora mea. A fost o realizare pentru mine să o văd bucurându-se, să o văd fericită. Apoi am reușit să-mi iau și un apartament cu 3 camere. Neavând bani de mobilă să pot să mobilez tot apartamentul, am mutat mobila din garsonieră, după ce am vândut garsoniera, bineînțeles că a trebuit să completez că nu aveam bani de apartament, și am mutat mobila în apartament. Apoi a venit perioada Rapid, unde am cunoscut cele mai mari satisfacții din cariera mea de fotbalist. Când intri pe stadion și vezi galeria Rapidului și auzi imnul Rapidului cântându-se de către întreg stadionul, n-ai cum să nu rămâi cu ceva în suflet. Nu are cum să nu-ți placă Rapidul. V-ați născut rapidist sau ați devenit rapidist? Nu am devenit rapidist. Cu Rapidul țineam încă de când eram copil. Majoritatea prietenilor mei din copilărie țineau cu Steaua sau cu Dinamo, eram singurul care țineam cu Rapid.
singurul din, cred că din tot cartierul care țineam cu Rapid și mă certam cu toată lumea pentru Rapid. Cum a fost prima oară când ați ajuns la Rapid? Prima oară când am ajuns la Rapid, titular era Emilian Dolha. Îl cunoaștem cu toții, un portar foarte bun, un băiat senzațional. Noi eram prieteni de pe la loturile naționale de juniori. Și atunci am plecat într-un cantonament în Cipru. Îmi amintesc, deși erau oferte și de la alte echipe, am preferat Rapidul, țineam cu Rapid, îmi doream să ajung la Rapid, chiar dacă știam că lupta cu Dolha va fi foarte grea. După primele antrenamente, când stăteam și mă uitam la Dolha cu mapără, mă gândeam că nici într-o sută de ani nu voi putea să apăr în fața lui. Diferența dintre noi a făcut-o poate echilibrul pe care îl aveam în meciurile oficiale. Dacă orice echipă din lumea asta îl vedea pe Emilian, pe Dolha la antrenament, îl transfera orice echipă, indiferent că era Real Madrid sau AC Milan. Singurul om pe care l-am urât și din cauza căruia am plecat de la Rapid a fost Zota. Dar nu mai am nimic cu el, ne-am salutat, ne-am întâlnit și ne-am salutat. Deci nu urăsc pe nimeni, nu sunt supărat nici pe galeria Rapidului atunci când 10.000 de oameni mă înjurau. Ei știu că simțim, repet, același lucru și indiferent de discuțiile contradictorii, suntem rapidiști. Cel mai nefericit moment și golul pe care l-am primit și m-a durut extrem de mult a fost la un meci cu Steaua acasă, când am luat bătaie în Giulești și atunci am greșit eu. Iar de atunci au început și discuțiile cu galeria Rapidului. În fine, a trecut. Cum vedeți situația Rapidului? Cum au început? Promițător, dar n-au reușit ce și-au propus. Eu cred că pentru o nou promovată, chiar dacă vorbim de Rapid, eu cred că au obținut o performanță anul ăsta. Nu trebuie să blamăm pe nimeni, trebuie să avem încredere în ceea ce vrea să facă Adrian Mutu, pentru că în afara faptului că a fost un mare jucător, eu sunt ferm convins că va ajunge și un mare antrenor. Îl cunosc de la 8 ani, știu cât de mult și-a dorit să ajungă fotbalist, sacrificiile pe care le făcea. Rapidul trebuie să-și propună în fiecare an să fie în primele 3 echipe ale campionatului, să joace într-o cupă europeană, să câștige trofee, să câștige Cupa României. Asta înseamnă Rapidul. Rapidul pe care îl cunosc eu și la care am jucat. De ce nu putea să ajungă Rapidul în Conference League? Că ne-am propus evitarea retrogradării? Nu, la Rapid trebuie să-și propună tot timpul câștigarea campionatului sau primele 3 locuri. Cum ați ajuns în calitate de președinte? Am ajuns conducător după o discuție pe care am avut-o cu Șumudică și cu domnul Niculae, patronul clubului Astra. Atunci mi s-a propus să preiau funcția de președinte. M-am bucurat enorm că mi s-a propus. Eram respectat de către jucători, de către oamenii din club și cred că asta a fost și decizia pe care a luat-o domnul Niculae, știind tot ceea ce se întâmpla în club. A fost foarte greu. Trecerea de la jucător la conducător a fost grea, pentru că eu cu 2 săptămâni înainte eram coleg cu ei, mă schimbam în același vestiar, aveam aceleași tabieturi și dintr-o dată să fiu conducătorul lor și să fiu nevoit să iau unele decizii. Greșeli am făcut și eu. După primul an în care am câștigat campionatul, și asta le-o spun și altor conducători, greșeala pe care am făcut-o a fost că nu am gândit cu capul, am gândit cu inima. Și am zis, hai să-i prelungim și lui ăsta, că am fost coleg cu el, hai să le prelungim la cei doi că am câștigat campionatul cu ei. Nu, a fost o greșeală pe care am făcut-o și mi-am asumat-o la momentul respectiv. Și nu este bine să faci așa, nu. Trebuie să gândești cu capul, nu cu inima. Bun, ai câștigat un campionat, ai fost plătit pentru asta. Ai făcut performanță, ai câștigat o cupă, la fel, ai fost plătit. Dar trebuie să tragi linie și să îți dai seama că acei jucători nu te mai pot ajuta pentru ceea ce îți dorești tu.
Ați ajuns la Hermannstadt. Cum a fost perioada? Cum au reușit să promoveze? Care a fost cheia? A fost o dorință de-a mea să demonstrez că pot promova cu o echipă care tocmai a retrogradat. Care este situația acum? Rămâneți? Nu mai rămâneți? Îmi doresc să pot să fac performanță. Am promovat, mi-am îndeplinit un obiectiv. Care sunt cerințele pe care le aveți de la un club? Cel mai mult îmi doresc stabilitate din punct de vedere financiar. Fotbal fără bani poți face, dar performanță fără bani doar printr-o minune o poți face. Dar ați avut oferte? Discuții? Oferte am avut și am în continuare. Am avut discuții cu patronii de la Hermannstadt, am avut discuții și cu CFR Cluj și știm cu toții. Mă voi odihni și eu vreo săptămână, după care mă voi gândi bine pe ce drum merg. La Rapid visați să ajungeți într-o zi? Cândva mă voi întoarce acasă. Dar atunci când mă voi întoarce, vreau să mă lupt pentru câștigarea campionatului și să-l câștig. Nu doar să fac act de prezență la Rapid. Nu e momentul meu acum. Am un președinte foarte bun, un președinte care a demonstrat că e capabil, Daniel Niculae. Trebuie să-i acordăm cu toți încredere, să-l sprijinim și să ne bucurăm de succesul lui. Ce va fi în viitor, vom vedea. Poate pleacă el, vin eu sau putem lucra împreună. Nu la Rapid ai nevoie de mulți oameni pentru a dezvolta clubul. Ce jucători din Liga 1 v-au impresionat? Fiind fost portar, cel mai mult m-a impresionat portarul Popa de la Voluntari. Cred că va ajunge cel puțin la nivelul lui Tătărușan.